sol cu foarte multe pietre. Testăm plesul la maxim să văd ce mai rămâne din el. Și să vedem dacă pierde TDI-ul. Avem două ventilatoare. Dăm frumos, dăm cu unul totuși. Super, super la până acum. Doar încerc să-mi revin cu tichiurile, că nu le mai am în mână. Stil pe aia în mai... Cum a mers? Ventilatorul merge de jos în continuu. Pe la mijloc o să-l ajut. Se repornesc și ăsta auxiliar. Băi, ce bun i-a luat-o! 4,4 ore, 44,4 km. Ce-a ținut, că era destul de rău. Mă rog, cu picioarele astea lungi. Totul ăsta, să vă spun sincer, merge în continuu. Încă pe auxiliar nu l-am pornit. Mai facem un video clar că am putut o pauză. Aici nu încap nici cu ghidonul, nici cu nimic. Nu știu cât se înțelege pe cameră de traseu ăsta, să vă spun sincer, unghiul wide. Uai, super obosit, mă dor tare de tot mâinile.
fiecare metru e un chin. Acum. Pauză. Pe piatra aia și pe pietre, pe lestre din astea. Așa bine merge, aproape ca două dungi. Pot ține mă ambrearul ăsta, mă. Așa. Pinge, mă, sus. Așa, așa. Stai să se pornesc. Nu, că nu, de buton. Trec după partea de pom, gata. Cine-am face fără Adi? A tău. Personale. Și pe numele meu. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Mai dormi. Că dacă vii frumos, acolo tine să pleci cu spatele, știi? Aha. Dacă vii frumos, dacă apuci să lansezi aici, nu te mai oprești. Să nu te mai oprești. Nu mă mai opresc. Ați auzit ce ușorii, nu te mai oprești? Nu, deloc. Mă, Adi, eu n-am venit pe urcarea asta niciodată. Să fiu în formă cum mi-aș fi dorit. Să facem de jos. Click, 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 click. Cum se dau băieții de la Sibiu, numai click. Din click. Da. Din videouri de pe YouTube. Dar nu cred că ale mele. Ce aici, bă, Adi, bă! Aici, aici. Hai,
amestecat anvelopa asta, incredibil. Deci cei care încă n-ați încercat, puleți neapărat. Neapărat să încercați măcar o dată. Dreapta, dar nu ai suficient de bună gumă să rupă, știi? Da. Că solul e foarte ok. Uite acolo în dreapta este un țichin. Nu mai pot. Deci bă, atât de depuizat. Hai de mine. Mă, dar plesul ăsta cum agață, mă. Deci ăsta are două dungi mai uzat. Dar văd cum scapă pe piatră, mă, că pe piatră trebuie să meargă. Da? Cred că m-a murit și s-a pornit iară. Hai de mine, mă. Are. Mai stai un minut, că eu nu mai pot fizic, mă, să mă țin de amreaj. Ce tremur. Tremur, mă. Stai mai mult cu stângul în scăriță, că de-aia o scapi. Da.
într-o parte în solul ăsta până la anul toreta azi. Nu știu că am putut tot anul trecut. Se adună toate oboseala, neatenția, motorul nou, ambreiajul, solul. Poate mă dări, nu știu, știi. Cred că am ajuns în capul. Vedeam, nu, era. Mamă, ceva am făcut. Trebuie să desfac handguard-ul. Cum am pus să las jos de pompă, cumva o vind așa strâm, cum am lovit în pom. Ne-au dat drumul la vale, băieții. Am și vrut să stric după ei, să nu uite de mine, dar cred că sunt prea ocupat. Ajungem acasă și o să urmeze prima revizie să vă arăt ce iese din cutia de viteze. Bucățele de șpan să verificăm dacă sunt, cum arată uleiul. Am păstrat motorex-ul 5 ore, nu-i dau mai mult, încă o dată. Și urmează să scoatem afară, băgăm avistau. Și mergem același format ca și la 2019, sau la 15 ore, 10 ore, 25 de ore, când cum. Depinde cât de mult patinez ambreiajul și aia iau în considerare eu. Plesul pe spate, aoleu, îmi place foarte mult. Pe față. Vă dau verdictul final când ajung la Arsenal sau după Arsenal. Oricum prețurile la plesuri nu le bate momentan nimeni, nici eu îmi pun cu toate anvelope. Hai.